primarii liberali din județul Timiș s-au adunat la OTELEC pentru a vota viitorul vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Ei au avut de ales între Ciprian Bogdan, Lucian Blaga și Alin Popoviciu, iar cele mai multe voturi le-a adunat ultimul dintre ei, Alin Popoviciu. Acesta este entuziasmat de funcția pe care a dobândit-o și își dorește să o exercite cu profesionalism și devotament pentru județul Timiș. Păi cum poți să te simți după ce îți dorești ceva și ai obținut? Bine, dar vreau să vă spun că nu este... E o funcție care cere mult și așteptările sunt mari. Tocmai de aceea nu va fi ușor, dar experiența îmi spune că o să fac față bine acestei funcții. Adică i-am asigurat și pe primarii PNL că lucrurile vor merge într-o direcție bună, iar PNL Timiș va fi organizația pe care toată lumea o așteaptă. Care sunt planurile dumneavoastră pentru viitorul mandat? Planurile pentru viitorul mandat de vicepreședinte al Consiliului Județean sunt, din punct de vedere administrativ, multe dintre ele aceleași pe care le avem împreună cu partenerii noștri de guvernare. Vreau să văd că stadionul îl avem, pe care de 30 de ani oamenii îl așteaptă. Vreau să văd că sala de sport există. Vreau să văd că Institutul Oncologic va fi. Vreau să văd că vis-a-vis Hotel Timișoara va fi o parcare mare și cu spații comerciale jos și că nu va mai exista lupta asta între Consiliul Județean și Primărie, care există deja de 20 de ani de zile și acolo nu se întâmplă nimic, pentru că niciodată primarul de Timișoara nu s-a înțeles cu președintele Consiliului Județean sau cu conducerea Consiliului Județean. Și vreau să văd că toți primarii PNL din Timiș sunt mulțumiți și își dezvoltă localitățile așa cum normal și trebuie să fie. Sunt lucrurile pe care mi le doresc. Astea sunt lucrurile pentru care m-am bătut și când am fost parlamentar, timp de 2 mandate, și sunt un om care știu să mă bat și știu să apăr interesele partidului din care fac parte și știu ce înseamnă o colaborare din punct de vedere administrativ, ca lucrurile să meargă bine, dar în același timp trebuie să știm că PNL și PSD se pare că politic au drumuri diferite. Administrativ pot să vă garantez că lucrurile vor merge bine. Și asta e important, ca acest județ să crească și să fie între județele oamenii și locuitorii să fie cât mai mulțumiți. Popoviciu urmează să facă echipă cu Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș din partea PSD, și Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean. Candidatul PNL, Alin Popoviciu, a obținut voturi de la 23 de primari, urmat de Lucian Blaga cu un număr de 6 voturi, iar Ciprian Bogdan 4.